Bună, Dino! Bună, Dina! E minunat că ne vedem din nou! Ați vrea să ne jucăm ceva împreună astăzi? Minunat! Atunci să mergem! Trebuie să vă concentrați pe minge, băieți! Să nu cumva să vă luați ochii de la ea! Minunat! De data aceasta a câștigat Dino! Hai să mergem la următorul joc! Ok, acum trebuie să loviți baloanele! Oh, nu fi trist, Dino! A fost o lovitură bună! Minunat! Și acum Dina a câștigat! Hai să vedem ce ne mai putem juca! Este o cursă de sărituri! 3, 2, 1, start! E ok, Dino! Nu te da bătut! Minunat! Dina a câștigat! Hai, Dino! Ai fost pe aproape! Minunat! A fost o cursă extraordinară, băieți! Amândoi meritați cât un premiu! Foarte bine! Bucurați-vă de bomboane! Ne vedem în curând, prieteni! Bună, Dino! Vrei să învârți butonul să vedem despre ce vom învăța astăzi? Hai să vedem! Foarte drăguț! Vom merge să învățăm câteva steaguri de la Cupa Mondială de Fotbal! Și trebuie să fie cu steaguri, evident! Și ce loc mai minunat decât pe terenul de fotbal! Să mergem, Dino! Bună, băieți! Ce faceți astăzi? Oh, vă prefaceți că sunteți la deschiderea campionatului mondial de fotbal? Ce minunat! Știți ce? Acesta este un moment extrem de bun pentru a învăța steagurile țărilor participante. Hai să vedem dacă le ghiciți. Va fi un pic complicat, dar vă ajut eu. În primul rând, știți cumva ce țară găzduiește Cupa Mondială din acest an? Wow, nici nu m-am așteptat să știți asta! Dar într-adevăr, este Rusia! Acesta este steagul Rusiei! Acum hai să găsim steagul unei echipe care a câștigat campionatul mondial de mai multe ori. Puteți să ghiciți despre ce țară vorbesc? Nu, nu este Italia. De fapt, Italia a fost eliminată de Suedia în preliminarii. Țara la care ne referim este Brazilia. Acesta este steagul Braziliei. Acum pentru o țară africană. Au piramide, un sfinx și o echipă foarte bună de fotbal. Hai dreptate, Dino! Vorbim despre Egipt! Voi, băieți, sunteți foarte buni la asta! Acum ne uităm după o echipă americană care se află la granița cu Statele Unite. Oh, nu vă îngrijorați! Poate să fie un pic mai greu! Vorbesc despre Mexic!
Minunat! Acesta este steagul Mexicului. În final avem o echipă din Oceanul Indian. Ne-a mai rămas un singur steag, nu-i așa? Acesta este! Acum, cărei țări îi aparține? Aveți dreptate! Este Australia! Bună treabă! Acestea sunt toate steagurile pentru astăzi. Ce ați zice să ne distrăm un pic cu ele? Doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Cupa Mondială de Fotbal 2018! Lăsați-mă să vă prezint câteva dintre țările participante. Aici avem țara gazdă, Rusia, cea mai de succes echipă în istoria Cupei Mondiale, Brazilia, calificată la Cupa Mondială pentru a treia oară, Egiptul. Pot oare ajunge mai sus de locul 6? Pot mai mult? Hai să auzim aplauze pentru Mexic! Și în final, prietenii noștri din Oceanul Indian, Australia! Ne-am distrat super, băieți! Ne vedem data viitoare!